Viața în armonie cu ceilalți, îndemn al lui Dumnezeu. Disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a patra. Bine v-am găsit, dragi copii! Dacă privim frumusețea, ordinea și armonia care domnesc în natură, ne dăm seama că nimic nu se petrece la întâmplare. Universul cu toată măreția lui funcționează conducându-se după regulile lui Dumnezeu. Și nu vorbim doar de univers. Dacă ne uităm la un stup de albine, întâlnim reguli care se respectă pentru buna funcționare. La fel se întâmplă și într-un mușuroi de furnici. Dar în societate există reguli. Da, există, aveți dreptate. Avem reguli în clasă. Avem reguli acasă. Avem reguli la biserică. Avem reguli când plecăm în excursie. Sunt importante regulile într-un grup de oameni. De ce credeți că sunt importante? Foarte bine! Pentru armonie, dar și pentru bună înțelegere. Oamenii respectă reguli de comportament în situații diferite pentru a trăi în pace și armonie. Fiecare om, fiecare popor se călăuzește după reguli morale care îndeamnă la săvârșirea binelui. În clipul de astăzi vom vorbi despre viața în armonie cu ceilalți și vom descoperi că însuși Dumnezeu ne îndeamnă să trăim în armonie. Dumnezeu iubește armonia dintre oameni, de aceea El ne-a îndemnat atât înainte de trimiterea Fiului Său în lume, cât și prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos să fim uniți și în bună înțelegere. Cum putem să trăim în bună înțelegere? Aveți dreptate, prin reguli. Înainte de a vorbi de importanța regulilor, este bine să analizăm mai întâi termenul regulă. Regula înseamnă a pune în ordine, a aranja, a rândui ceva. Regula este sinonimă cu termenul normă sau lege. Voi aveți reguli acasă sau în clasă? Hai, dați câteva exemple. Foarte bine. Dar pentru a ajunge la armonie în clasa voastră, de ce este nevoie? Bravo! Pentru a ajunge la armonie într-un grup, este nevoie de colaborare și bună rânduială. În orice organizație, precum școala și biserica, există norme care se respectă pentru bunul mers al lucrurilor. Dumnezeu și-a arătat dintotdeauna grija pentru armonia din viața noastră. Astfel, El a dat lui Moise Decalogul sau cele 10 porunci, reguli de urmat, tocmai în sprijinul păcii și al armoniei. Haideți să descoperim împreună cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini lui. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta.
Să nu ucizi. Să nu fii desfrânat. Să nu furi. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu dorești nimic din ce are aproapele tău. Însuși Mântuitorul și-a arătat prețuirea față de aceste îndemnuri și ne-a lăsat în dar pacea. Pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Chiar și preotul în fața Sfântului Altar ne binecuvântează și ne spune în fiecare slujbă, pace vouă, împlinind îndemnurile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise și păstrând în viața noastră pacea lui Hristos, vom trăi mereu în armonie unii cu alții. Sfaturi pentru micul creștin. Să fii bun. În viață, compară-te doar cu Mântuitorul și cu tine însuți. Respectă regulile de comportament în orice situație. Poți da și alte exemple. Alege 3 îndemnuri și notează-le în caiet. Să reținem. Pentru a trăi în armonie unii cu alții, trebuie să urmăm îndemnurile date de Dumnezeu. Să păstrăm în viața noastră pacea lăsată în dar de Mântuitorul Hristos. Relațiile dintre oameni se bazează pe iubire, respect reciproc și înțelegere. Iubirea și bunătatea sunt medicamente pentru invidie. Orice om care împlinește cu bucurie și dragoste poruncile Domnului va schimba în bine lumea din jur. Ne jucăm și învățăm. Asociază termenii din coloana A cu termenii din coloana B. Sfatul cel bun. Dumnezeu ne-a dat 10 îndemnuri pentru a putea trăi în armonie unii cu alții, iar Domnul Hristos, Fiul Lui, ne-a lăsat pacea în dar. Webografia imaginilor.